Factură dublă la curent la administrația locală din Comuna Șoimuș. Dacă până acum primăria plătea suma de aproximativ 32.000 de lei pentru energie electrică, ultima factură este de 74.000 de lei. Din această cauză, pentru a nu intra în blocaj financiar, administrația locală consideră că trebuie făcută economie la iluminatul stradal. Acesta va funcționa de la ora 17.30 de minute până la miezul nopții și de la ora 5 dimineața până la 7.30 de minute dimineața. Va fi stins de la ora 0 până la ora 5. Programul respectiv se aplică pe perioada iernii de la 1 noiembrie până la 31 martie.